Daniela Iliescu și Culiță Sterp sunt în plin proces de schimbare a vieții de familie. Cei doi au locuit până acum alături de familia Danielei. Au decis că este momentul să-și creeze propriul cămin, mai ales în contextul în care urmează să devină părinți pentru a doua oară. Noua lor locuință este aproape finalizată, iar atenția se concentrează acum pe amenajarea interioară, astfel încât să fie pregătită pentru extinderea familiei. Daniela și Culiță își doresc un spațiu confortabil și funcțional, însă provocările nu lipsesc, mai ales când vine vorba despre organizarea camerelor. Acum avem o cameră de copil, dar dacă mai vine unul nu știm unde să-l mai punem. A glumit Daniela, în vlogul de pe pagina sa de YouTube. Blondina a ținut să precizeze că cel mic, la început, o să doarmă cu ei în cameră, până va mai crește puțin și după aia nu știm cum îi împărțim. Cred că ne mutăm noi jos și îi lăsăm pe ei aici, în camera noastră. Ia să vedem casa. Nu vă arătăm mult că v-am zis că nu facem turul casei. Aici o să vină dormitorul nostru, cu baia și aici camera copilului. Care copil? A intervenit Culiță, iar Daniela a continuat. Vea lui Milan, că este mai mare. Daniela Iliescu și Culiță Sterp au deja un băiețel, iar acum se pregătesc să aducă pe lume un nou membru al familiei. Milan, băiețelul cel mare al cuplului. A fost întrebat de Daniela dacă acesta se va bucura dacă viitorul copil va fi fetiță, iar el a răspuns fără să ente că da, totuși, dorința lui cea mai mare este să aibă un frățior cu care să se poată juca. Tu vrei să fie frățior? L-a întrebat Daniela, iar Milan a spus da. Și îi facem așa, nani, nani și îl legănăm? L-a mai întrebat blondina. Da, dar trebuie să îi punem bucățica aia de la pătuțul meu, să nu pice frățiorul meu din pătuț. A spus copilul. Cei trei urmează să se mute într-un penthouse luxos, care valorează câteva sute de mii de euro și care le va oferi confortul la care ei visau de mult timp. Cei doi părinți sunt extrem de entuziasmați de viitoarea lor casă, mai ales că se chinuie de 3-4 ani să facă câte ceva la ea, așa cum a spus în urmă cu câteva săptămâni, într-o postare pe Instagram, Culiță Sterp cu timpul. Am zis hai să ne amenajăm penthouse-ul. Dacă e la îndemână, iar, pe viitor, ne dorim să ne mutăm la casă. De vrei 3-4 ani, tot facem câte ceva, dar, în ultimul an, ne-am pus mai serios pe treabă și imediat o să ne mutăm. N-am prea stat să calculăm lucrurile, am făcut cum a fost mai comod și cred că toate se întâmplă fix când și cum trebuie. Cert e că am fost foarte comozi până acum și n-a fost cea mai mare prioritate pentru noi. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.